Suntem în plin sezon estival, iar majoritatea dintre noi ne-am gândit deja unde ne vom petrece concediul. Fie că alegem marea sau muntele, din bagajul nostru nu ar trebui să lipsească crema de protecție solară. Acesta este cel mai puternic inamic împotriva arsurilor solare, care ne pot ruina vacanța. Mai grav este că toate aceste arsuri ar putea duce la afecțiuni grave, printre care și cancerul de piele. Andrada Iftode, dermatolog de specialitate, ne va oferi câteva sfaturi utile de care să ținem cont, mai ales în zilele caniculare și atunci când plecăm în concediu. Este foarte important tot ceea ce facem să facem cu măsură, astfel încât dacă noi dorim vara să ne expunem la soare, să fim precauți și să evităm eventualele arsuri solare. Asta se evită prin filtre de fotoprotecție care pot fi aplicate topic, adică creme, loțiuni, spray-uri și așa mai departe. Putem să evităm expunerea prelungită prin stilul nostru de viață, adică să încercăm să nu stăm foarte mult în soare. Dacă avem activități în aer liber, să folosim și metode mecanice de protecție împotriva soarelui, adică haine cu mânecă lungă, pălărie, cu bor cât mai lat și așa mai departe. Și mai există, nu știu dacă toată lumea știe, există și fotoprotecție orală, adică există niște capsule care se iau, sunt suplimente alimentare. Ele conțin în principal antioxidanți și vitamine și minerale care au rolul de a întări rezistența organismului nostru față de radiația solară, că este ultravioletă, infraroșie și așa mai departe. Aceste capsule există pe piața din România, există și mai multe companii care le produc și ele se iau în mod normal o capsulă pe zi, iar dacă ne vom expune prelungit în vacanța de vară, când suntem la mare și așa mai departe, putem să luăm două pe zi. Deși razele solare pot avea o influență pozitivă asupra sănătății unei persoane, acestea pot provoca și o serie de efecte negative. Soarele, dacă ne afectează în mod prelungit pielea, în afară de riscul de cancer de piele, poate să ducă și la îmbătrânirea pielii, adică apariția ridurilor, de care ne este frică unora mai mult decât de cancere, și poate să determine apariția altor afecțiuni, de exemplu a petelor, melasmei, care apare în general la nivelul frunții și a pomeților și este fiziologică la femeile însărcinate, dar poate apărea și în rândul populației generale. Mai pot apărea tot felul de hiperpigmentări ale leziunilor care deja există sau pot apărea acei pistrui care se numesc lentigine de la expunere prelungită. Adică pur și simplu pielea expusă în timp îndelungat la soare poate să devină neuniformă și mai, cu un aspect mai puțin tânăr. Un aspect benefic al expunerii la soare este că soarele ajută la organismul uman să producă vitamina D, un nutrient care susține dezvoltarea sănătoasă a oaselor și a unui sistem imunitar puternic. Este un orar care este mai riscant, adică de obicei în perioada prânzului soarele este cel mai puternic, vara el fiind exact deasupra noastră și radiația solară fiind mai abundentă. Este de dorit să se evite perioadele din jurul prânzului și, bineînțeles, dimineața și seara, când soarele deja nu mai lovește suprafața pământului perpendicular și radiația astfel nu mai este atât de multă, este mai, mai indicat sau se tolerează expunerea la soare. Depinde, bineînțeles, și de fototipul fiecărei persoane, adică persoanele cu pielea foarte deschisă. Aici, dacă dau exemplu, persoanelor care trăiesc în emisfera nordică și mai aproape de cercul polar, da? Deci țările baltice, de exemplu, acolo fototipul este preponderent un fototip foarte deschis. Pentru că populația adaptată zonei respective nu s-a expus foarte mult la soare în decursul evoluției, ca urmare nici nu are toleranța atât de crescută pentru soare. Deci atenție la persoanele care au pielea
foarte deschisă și foarte sensibilă, chiar dacă este indicat sau se tolerează expunerea la soare dimineața și după masa, depinde foarte mult cum reacționează, pentru că o persoană cu pielea foarte sensibilă poate să stea 20 de minute la soare și deja să dezvolte un eritem, adică roșață, care este prima etapă a arsurii solare. Expunerea la soare este cumulativă, ceea ce înseamnă că efectele soarelui se adună de-a lungul timpului. Cu cât persoana stă mai multă vreme la soare, cu atât crește riscul ca pielea să se deterioreze. Persoanele care au alunite sunt mai expuse? Da și nu. Da, pentru că numărul alunițelor, adică al nevilor, dacă ne referim la acele pete maronii care pot să fie sau nu ieșite în relief, persoanele cu multe leziuni din acestea au un risc mai crescut de a dezvolta anumite patologii. Orice aluniță, dacă este traumatizată în mod cronic, și prin traumatism înțeleg inclusiv arsura solară, acea aluniță are riscul de a se modifica și de a se transforma în ceva mai rău. Asta nu înseamnă că persoanele care nu au alunițe nu au risc de a dezvolta patologie tumorală. Deci și persoanele care nu au, au alunițe pe corp pot dezvolta cancere. Depinde de fototip și depinde de sensibilitatea lor cât de mare este riscul. Asta se poate evalua de la un om la altul și se mai poate evalua și personal, adică dacă noi știm că în ciuda pigmentului destul de închis facem arsuri solare, înseamnă că pielea totuși este sensibilă. Dar de obicei persoanele cu tenul mai închis nu au un risc atât de mare ca persoanele cu tenul mai deschis vis-a-vis de această patologie tumorală din cauza soarelui. Printre efectele pe termen lung al expunerii la soare sunt ridurile, îmbătrânirea prematură a pielii și diferite tipuri de cancer de piele. Există și reacția alergică la radiația solară, există, dar de obicei aceste reacții alergice sunt și din cauza produselor folosite, pentru că nu toate produsele de fotoprotecție sunt sigure și sunt în regulă. Noi, dermatologii, recomandăm produsele de fotoprotecție care se găsesc în farmacii, pentru că sunt produse sigure, care au cercetarea amănunțită în spate și, bineînțeles, tot felul de studii care atestă siguranța lor. Dar nu toată lumea, când merge la mare, își cumpără din farmacie. Unii își cumpără din supermarket, alții își cumpără de pe la tarabe care se găsesc în jurul zonei de plajă. Iar acestea nu totdeauna sunt cele mai sigure produse, de aceea pot să dea tot felul de reacții. În afară de acest lucru, bineînțeles, arsurile solare sunt de așteptat în timpul verii și hiperpigmentările post-inflamatorii. Deci vin persoane la mine odată că s-au ars din greșeală de obicei și mai vin persoane că după ce s-au ars, au dezvoltat niște pete la nivelul zonelor de arsură. Tocmai asta spuneam la început, că este de evitat prin fotoprotecție, pentru că acele pete pot să treacă mai ușor sau mai greu după aceea. Și în loc să rezolvi o problemă într-un mod ușor, te procopsești și durează luni de zile ca să revină la aspectul inițial, pielea respectivă, sau poate să nu mai revină niciodată, pentru că noi facem tratamente pentru ca să le diminuăm, mă refer la pete, dar pielea devenind reactivă și având o predispoziție, de fiecare dată când este expusă la soare, din nou va dezvolta acele pete. Protecția solară aplicată în timpul copilăriei și adolescenței este una dintre cele mai bune modalități prin care se poate reduce riscul dezvoltării cancerului de piele mai târziu în viață. La copii este importantă protecția pentru că ei au pielea sensibilă și mecanismele organismului de a se apăra nu sunt ajunse la maturitate, astfel încât ei pot să dezvolte arsuri solare mult mai ușor și pot să rămână și cu pielea intolerantă la acel nivel și cu tot felul de semne și predispoziție la inflamații și la alte afecțiuni. Deci la copii este foarte importantă fotoprotecția. Asta nu înseamnă că nu trebuie să expunem la soare, dar să folosim filtre de protecție solară care sunt indicate copiilor, pentru că există inclusiv pentru nou născuți.
produse care se găsesc în farmacie și ele pot fi aplicate pe zonele expuse la soare în mod prelungit. Mă nu mă refer că ne-am dus până la magazin și înapoi sau că am mers până la grădiniță și înapoi. Dar dacă copiii sunt la mare sau la munte și stau în zone cu expunere solară prelungită, atunci, bineînțeles, trebuie folosită fotoprotecția pentru ca să evităm o arsură solară. Loțiunea solară ne ajută pentru că, în general, zonele care sunt mai sensibile trebuie neapărat protejate. Totodată, la copii este important să poarte pălăriuțe, ochelari de soare și haine de protecție UV, mai ales pentru copiii mici. Există și loțiuni speciale pentru copii și bebeluși. Este foarte important să știm dinainte ce facem și dacă facem, cum să ne protejăm. Dacă nu ne expunem la soare și nu dorim să ne expunem la soare, eu recomand totuși o fotoprotecție care să fie aplicată dimineața și este suficientă pentru tot restul zilei. Dacă avem activități în aer liber și este sezonul cald și nu avem ce să facem pentru că oricum ne expunem la soare, atunci trebuie să știm că există aceste metode de protecție solară, mecanice, topice, creme, loțiuni și așa mai departe, suplimentele alimentare despre care am vorbit, și să le folosim și să învățăm să le folosim dacă nu știm și dacă știm, atunci să le folosim într-un mod corect. Dacă ne expunem la soare, vara, la mare sau mergem la munte, orice cremă, loțiune, spray cu fotoprotecție trebuie reaplicat la 2, 3, 4 ore în funcție de activitate și în funcție de puterea fotoprotecției. Dacă avem activități în aer liber vara, 50+. Există și produse în farmacii care sunt catalogate ca dispozitive medicale, iar protecția lor este mai mare decât toate pe care scrie 50+. Dacă avem activități în aer liber și nu este sezonul cald, atunci putem să folosim inclusiv protecție mai mică, 30+. Și vreau să precizez faptul că femeile care folosesc machiaj sau și bărbații care folosesc machiaj, de obicei fondurile de ten care există în magazine și în farmacii deja au fotoprotecție inclusă de mulți ani de zile. Deci un machiaj cu un BB cream, un CC cream sau un fond de ten deja oferă o anumită protecție solară, de obicei este în jur de 15 factori de protecție care există deja în aceste produse. Și atunci reaplicarea, în cazul în care nu suntem în sezonul cald, nu este necesară. Dacă suntem în sezonul cald, bineînțeles că dacă avem la îndemână un SPF cu 30+, să-l folosim, dar îl folosim mai frecvent decât un SPF de 50+, adică 30+, în funcție de ce facem noi, putem să-l aplicăm la 2-3 ore. Și de fiecare dată, după ce am ieșit din bazin sau din apă, din mare, din râu și ne-am șters cu prosopul. Că dacă ne-am și șters cu prosopul, evident că a fost îndepărtat cel puțin parțial acel filtru și trebuie reaplicat. Dacă nu am făcut activități care să implice transpirație și îmbăiere și șters atât de mult cu prosopul, putem să lăsăm acel filtru 3 ore, 4 ore, depinde. Dacă este SPF 50, putem să lăsăm și 4 ore. În ziua de azi există loțiuni post-arsură solară și există loțiuni post-expunere la soare. De asemenea, există produse care se recomandă pe pielea arsă, care există în farmacie. Adică, pentru arsuri, produsele respective ajută la vindecarea mai rapidă a zonelor afectate, dar depinde foarte mult de gradul de arsură. Pentru că, de exemplu, varianta cea mai ușoară de arsură solară, eritemul, adică roșața, care apare după expunere prelungită, poate să treacă într-o zi, două, trei, doar cu creme emoliente și hidratante. Însă, dacă deja arsura este mai gravă și au apărut flictene și bule, adică leziunile acelea cu lichid, atunci este nevoie și de alt tratament și de obicei ar trebui să se apeleze la un medic,
dermatolog pentru ca să se recomande un tratament cât mai potrivit. Pentru că acele leziuni, bineînțeles, dacă se sparg, au și risc de suprainfecție și depinde foarte mult de ce știe pacientul să facă și ce îi se spune pacientului să facă pentru ca acea leziune să treacă foarte repede și să rămână în urmă niște leziuni cât mai puțin vizibile, adică să nu rămână semne, să nu rămână cicatrici și dacă se poate să nu rămână depigmentări sau hiperpigmentări la nivelul respectiv. Totodată, un factor important pe timpul verii este hidratarea. Hidratarea este importantă pentru tot organismul, în primul rând, pentru că ajută corpul să facă față căldurii, să facă față mediului în care ne expunem și să corpul să-și regleze toate funcțiile, inclusiv cele vitale, da? Presiunea arterială, rata de filtrare a rinichilor și așa mai departe. Deci hidratarea este importantă. În primul rând se recomandă să se bea multă apă și la adulți și la copii, să se evite consumul băuturilor care deshidratează, de exemplu cafea și alcool, mai ales în timpul zilei și la orele prânzului. Și, bineînțeles, emolierea și hidratarea locală seara înainte de culcare. Pentru că noi vara, chiar dacă organismul este făcut în așa manieră încât să crească secrețiile de sebum, de transpirație și așa mai departe, de la soare, pielea tot se deshidratează și atunci este bine să o hidratăm și să o emoliem seara înainte de culcare. Pentru ca dimineața ea să aibă mecanisme de protecție noi sau întărite și să facă față la expunerea din ziua respectivă. Așa că, în concluzie, protejarea pielii de soare este o investiție importantă în sănătatea noastră. Pe timpul verii nu trebuie să difere foarte mult de ceea ce ar trebui să facem în fiecare zi, adică hidratare seara, eu vorbesc acum de adulți. Deci, seara este bine să ne hidratăm pielea cu produse, creme, loțiuni și așa mai departe, ce ni se potrivește. Și dimineața să folosim protecție solară pentru ca să evităm, în primul rând, îmbătrânirea precoce a pielii, dar și să scădem riscul de dezvoltarea de patologii cutanate, adică de tot felul de boli și de afecțiuni. Însă, vara, de obicei, pentru persoanele care au tenul mixt sau seboreic, se recomandă în special produse foarte fluide, cu texturi foarte lejere, pentru că altfel, de la secreția de sebum sau de transpirație, ele încep să curgă și se îndepărtează automat. Iar persoanele cu tenul sensibil au nevoie de o hidratare mai puternică pentru ca să prevină și arsurile solare. Persoanele care de obicei au pielea uscată au și pielea mai sensibilă vis-a-vis de arsurile solare. Și atunci este bine să o hidrateze. De asemenea, persoanele cu pielea foarte deschisă și cu predispoziție la arsuri solare și la roșață, automat expunerii la soare, este bine să își reaplice produsele de fotoprotecție în timpul zilei, dacă sunt expuse prelungit. Deci mai ales aceste persoane, dar este valabil, să știți, pentru toată lumea.